Acest fenomen poate să apară pe unele plante individuale sau să acopere plantații întregi și se poate datora mai multor motive. Cauza principală este lipsa de apă. Nu uitați să udați roșiile la timp și să măriți cantitatea de apă pe timp de caniculă. O primă cauză ar fi reacția la razele soarelui foarte puternice și o temperatură ridicată. Frunzele roșilor se vor răsuci ca o reacție de protecție și vor suferi uneori și arsuri. Ele se răsucesc astfel pentru a menține lichidul din frunze. Se mai pot răsuci atunci când tulpina este foarte groasă. Veți putea observa acest lucru la frunzele foarte mari, însă niciunul din cazuri nu reprezintă o problemă deosebit de gravă. Totul este din cauza excesului de azot. Roșiile au intrat în faza de vegetație, sunt foarte puternice și încep să-și răsucească frunzele superioare. Un ultim caz pentru care se răsucesc frunzele de roșii este infectarea cu diferite boli fungice. În acest caz este nevoie să folosiți un fungicid și ar mai putea fi o cauză mai rară, acarianul paianjen, care se așează pe frunze și acestea se răsucesc în jurul lui.